Un pic scurt și fără acompaniament. Sabrina și Costas. Cei care anul ăsta au făcut multe lucruri frumoase, au adus la Cernăuțfoara cu multe medalii, trofee, diplome și sperăm așa să continuăm și pe viitor. Deci sunt talentați, un pic mai multă săbuință și muncă și o să vedeți mult mai des și mult mai bogați sunt cei ce privește diplome și trofee. Bună seara, oameni buni, leruile, puneți în ferești lumini, leruile, și deschideți porțile, leruile, și așteptați colinzile, leruile, flori de măr și flori de teie, leruile. Steaua care ne-a vestit, leruile, că Mesia a venit, leruile. La anul și la mulți ani! Mai un an și o să vedeți cum să fie. Mulțumim! Stimate domnule președinte, domnule Delci, doamna Sorina, stimați și dragii noștri românași, vă spunem astăzi, vă mulțumim pentru colinda frumoasă pe care ați adus-o la consulat. Este deosebită și azi, fiind Crăciunul, dar și la final de an, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez mulțumiri pentru anul 2007. Care le-ați avut dumneavoastră de la Cernăuți, în colaborarea cu consulatul și cu autoritățile din România. A fost un an bogat, frumos, înzestrat, așa cum zicea domnul profesor, domnul președinte, înzestrat cu multe, multe premii, diplome, trofee. Să dea bunul Dumnezeu ca fiecare dintre dumneavoastră să aduceți bucurii mamelor dumneavoastră, profesorilor dumneavoastră și să aduceți cât mai multe diplome și trofee importante, pentru că îmi dau seama că sunteți talentați cu toții. Sabrina, câte diplome ai? Nu mai încă. Multe. Cred că da? Nu mai am dat. Multe. Și trofee multe. Dar unde le pui? Le duci mamei? Da? Și ai așa un colț? Da. Două colțuri de acolo. Două. Da. Da? Făcut de tată, da? Două. Două. Ceea ce este foarte bine și trebuie să extindeți. Pentru că de-abia ați început. Să dea bunul Dumnezeu, să aveți liniște și pace, sărbători frumoase de Crăciun, unii sărbătoriți, alții veți sărbători, să colindați. Colindul este frumos, colindul este sfânt, așa cum zice Sfânta Scriptură. Și prin acest prin această activitate frumoasă, prin această tradiție, noi ne arătăm respectul și onoarea pentru părinții noștri, pentru strămoșii noștri care ne-au dat în dar, în moștenire, acest colind, această tradiție a Crăciunului, să o duceți mai departe. Că este frumoasă, că este cu adevărat sfântă, și cu adevărat importantă, pentru că este în limba română, pentru că este în limba casei dumneavoastră și este în tradiția mamei dumneavoastră. La mulți ani, în 2018, să aveți sărbători și un an frumos, cu multe trofee, cu multe diplome și vă așteptăm și la noi să fiți la fel de frumoși. Sabrina a mai crescut cu 15 cm de la Crăciunul trecut. Vedeți ce înseamnă să treci mai întâi pe la consulat, să colinzi și după aia să te duci mai departe? Trebuie să ai diplomație, da, nu? Da. Să fie într-un ceas moroșenilor care vin din Transcarpatia, cei doi frați care sunt alături de Bucovinei. Și încă o dată, la mulți ani! La mulți ani! Mulțumim și la mulți ani dorim și dumneavoastră! La mulți ani cu sănătate! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul!
facem o poză, după aia trecem la daruri. Da.